baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how... Let's go outside. The snow is falling down, and every child is having so much fun. A snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. Buonasera la fete și la băieți, de la sora voastră Roșie, prezent aici în același outfit pe care l-am avut și în vlogmasul cu numărul 3, adică cel de ieri. Și cu aproape același decor pe care l-ați văzut și în vlogmasul cu numărul 3. Nu cred că ați văzut partea aia, știi, marginile, nu cred că le-ați văzut, dar acum suntem puțin în backstage, suntem în spatele cortinei și vă arăt cum s-a întâmplat videoul ăla. Mă rog, așa pe scurt, ca idee, iete. Ăsta era decorul meu, în cazul în care s-a gândit careva că am vărui vreun perete, nici vorbă. Pur și simplu m-am folosit de fundalurile clasice și am filmat acolo. Vlogmasul cu numărul 3 așadar l-am isprăvit și sunt bucuroasă să spun l-am isprăvit, cumva răsuflând așa ușurată că... În sfârșit, pentru că lumina mi-a mâncat zilele. În ultimele două zile m-am chinuit cu ea și tocmai de asta vlogmasul de ieri nu s-a întâmplat în formatul obișnuit, adică din ăla în care vă scot eu afară și vă plimb și vă arăt chestii diverse, dar îmi scot părleala fix acum pentru că ceea ce urmează să facem va fi cumva în continuare a ce v-am prezentat acolo. Dacă nu l-ați văzut, a fost vorba despre ghidul de cadouri, prima parte a ghidului de cadouri pe care îl fac eu în fiecare an de vlogmas. Dar a fost ceva concentrat pe un buget mai mic sau pe idei de Secret Santa, adică am zis acolo maxim buget pentru fiecare cadou să fie 100 de lei. Și am venit cu 20 de idei la voi, care sper eu ca mâine pe vremea asta când vă uitați, eu o să fiu liniștită și să zic a meritat să nebunesc de cap cu lumina aia pentru că uite, le-a plăcut, le-a fost util, deci pumni și lăbuțele strânse. Însă, fete și băieți, acum că am isprăvit cu el și că e totul pregătit, vreau și eu să mă schimb, dacă se poate, ca un om, că am senzația că am transpirat toată ziua în plovorașul ăsta cât m-am agitat aici să-l montez, să-l așez așa și bineînțeles să și filmez că asta am făcut, dar mergem acum prin oraș pentru că am de cumpărat un alt cadou pentru Secret Santa și nu, niciuna dintre opțiunile pe care vi le-am arătat nu se potrivește cu ceea ce am eu de făcut. Pentru că trebuie să iau un cadou un pic mai special pentru cineva care e mai altfel, adică nu e mama, tata, bunica, sora, colega și așa mai departe, e cineva dintr-o altă țară despre care nu știu absolut nimic, nu știu cine e, cum arată, nu știu nume, nu știu absolut nimic. Știu doar că trebuie să cumpăr un cadou pentru o persoană din străinătate și să mă încadrez într-un anumit buget. Singurul detaliu pe care îl cunosc este sexul. Și anume că este vorba despre o femeie. Și am la dispoziție 15 euro pe care să-i folosesc ca să cumpăr ceva reprezentativ pentru țara noastră. Nu țuică, nu pălincă, nu sarmale, nu cozonaj, deci nu pot să mă duc cu chestii din astea alimentare, cel mult cu o ciocolată rom, mă gândisem eu. Dar pe lângă asta trebuie să găsesc ceva care să reprezinte România și care să-i placă tipei ăsteia. Și nu știu exact încotro să mă duc, având în vedere că bugetul e modic. Adică asta e suma și trebuie să mă încadrez în ea și de principiu o să vă iau cu mine și mergem să căutăm, să răscolim, să vedem ce găsim. Și pe lângă asta trebuie să merg să mai îmi cumpăr niște haine groase pentru iarnă. Și nu mă refer la iarnă de București, mă refer la haine din alea groase pentru schi, adică zăpezi și nămeți, că urmează să se întâmple niște chestii. Prin vlogmasul ăsta v-am avertizat de la început că ăsta va fi un pic diferit. Diferit de tot ceea ce am făcut până acum și sper eu că mai bun. Și tocmai pentru că va fi altfel, vlogmasul ăsta are nevoie de niște echipament special. Deci trebuie bifate astea două chestii. Vreau doar să mă schimb ca să nu plec totuși în pantaloni scurți, că știți cum filmez eu de obicei, partea de sus,
sau nu, invers, business în partea de sus și party în partea de jos. Cam așa, pijamale, na, botoși din aia siniștri, șosete rupte dacă e cazul și în partea de sus coliere, brățări, cercei și alte nebunele, ruj, roșu și așa mai departe. Deci asta am fost. Și acum că am încheiat și că m-am ușurat, acum apuc și eu să mă destresez un pic, să mă relaxez, hai să vedem de niște hăinoace groase pe care le pot lua pe mine și să mergem să colindăm, să vedem ce putem face. Și dacă reușim să-i sprăvim în timp util, poate mergem și pe la târgul de Crăciun, mă gândesc în seara asta, dar să mergem să-l vizităm, efectiv, să vedem care e situația. Sunt și eu bine? Senzuală? Răpitoare? Ai reușit să mă vedeți printre tot haosul ăsta? Trebuie să apreciați măcar șosetele. Poirot doarme cu spume pe scaun, deci să nu-l deranjăm. Eu cam asta sunt. În cazul în care nu reușesc să iau un cadru mai bun pe unde o merge, ca să știți, avem așa. Reserved, Zara în picioare, Reserved și aici, paltonul ăsta încă-l găsiți în magazine și poșet metisul vechi de acum niște ani. Atât! Making plans, what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for ya. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we could stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Asta ar fi o variantă roșie, dar să nu picam roșie. Picam roșie. Picam roșie. Da. Văd să ai ceva special pentru schi. Era cu alb și cu albastru, dar nu știu dacă le au în magazin. Mai căutăm? Tot roșie. Le marin mare. Asta e lungă. Decentă, fi toate, mă rog, e manșon. Faci mâinile pe aici și ai și buzunar. Așa ceva. Cred că nu te-a văzut în atâta fâș niciodată. Cred că n-am atâta fâș. Dar cea că e mișto și nu poate face. Dar pantalonii sunt... nu-i nicio treabă. Îmi place combinația de culori, că ești oarecum dinamovistă, dar ești. Ești oarecum dinamovistă, da? Alt cu roșu? E o diferență. De la fâș la catafea? Altceva, nu? Altceva, nu? Da? Bun, pentru mine am luat ce era de luat, numai că trebuie să luăm și pentru fata asta totuși cadou. Și sunt aici niște tarabe, în San Plața suntem, sunt niște tarabe cu produse de-astea locale, din ce am văzut. Și cred că ar fi și niște i, așa mi s-a comunicat, în stânga. Poate găsesc una drăguță, chiar dacă depășește prețul, pun eu de la mine și nu mă spuneți. Dar mă gândesc că o ie ar trebui să fie ce trebuie, știi, să reprezinte și să fie frumoasă și să-i și placă, sper eu. Ar trebui să fie. Să fie, da, hai, poate avem noroc și rezolvăm. Și se rezolvă, țac. A fost cu minte. Un cadou și nouă, dacă se poate. Nu, a fost cu minte. Suntem aventuroși, nevoie mare asta seară, că ne încercăm norocul la târgul de Crăciun, la mare, din piața Constituției, deși am înțeles că este foarte scump și foarte aglomerat.
Și descump încă nu știu, o să aflăm noi acum, dar aglomerație clar. Ne-am chinuit un pic până când am găsit un loc de parcare, nici de cum în apropiere. Am găsit pe o străduță cumva, pe altă străduță care e perpendiculară pe altă străduță. În fine, am găsit undeva că am avut mega baftă și avem vreo 5 minute de mers pe jos până când ajungem acolo. Și să vedem și noi cam, da, 3 în cazul ăsta. Și să vedem și noi cam care e treaba, care e atmosfera. Hărmălaia nu e pe gustul meu în general, dar vreau măcar să mă lămuresc și să vă duc și pe voi, că poate vă pasionează târgurile de Crăciun și mi se pare că sunt ce trebuie pentru vlogmas. Spuneți. Eu cred că tu vrei să dai 30 de lei pe plăcintă. Așa am înțeles, că da, sunt 30 de lei. Și eu 20 de lei pe un langoș sau 25. Da, eu n-am înțeles niciodată, este un langoș sau este o... Nu știu... Langoașă. Da, că am auzit și varianta asta și varianta ailaltă. Mamă, 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 auziți zgomotul de fundal, nu știu cât o să pot să vorbesc cu voi acolo, că mă aștept să fie kilomanul de pe lume dacă așa se simte de aici, dar o să încerc. Galagia, asta este. All year long I've been keeping track of when I've been lonely and nice. And from what I can tell, I've done more good deeds than I've told lies. Records agree, then maybe this year Santa's coming home to me. I have found the perfect tree and dressed it to the nines. I've even made little gingerbread Santas. There's no to chance. This year Santa's coming home to me. Hai să vă arăt ce am luat pentru Secret Santa, dacă tot am ajuns acasă, iar cu restul o să vă rog doar să aveți răbdare pentru câteva zile, pentru că e un întreg context cu povestea asta, cu geaca de fâș, cu hainele groase, cu schiul. Aveți un pic de răbdare, că o să vină și cred eu că o să vă placă. Deci pe astea le lăsăm pentru mai încolo. Dar, pentru Secret Santa, cum vă ziceam, ciocolată rom, de care n-am mai mâncat de o groază de timp și, cu părere de rău, mă rog, o zic, nu mi-a plăcut niciodată. Pentru că mie nu-mi place romul pus în prăjituri. Unele dintre ele sunt ok, dar că tot vorbeam cu voi recent de dulciurile copilăriei și lucruri care îmi plăceau și am avut atunci acel moment în care am clacat un pic. Referitor la asta, unul dintre lucrurile care nu mi-a plăcut niciodată, inclusiv în prăjiturile bunică mie, îl reprezenta romul. Nu știu de ce. Nu pot să zic că îl detest complet 100%, să zic că băi, nu mănânc nici bătută, nici arsă, dar cumva dacă pot să-l evit, îl evit. Ciocolata rom n-a fost niciodată în topul preferințelor mele, dar mai avem o bestie, păi de ce nu? N-a fost niciodată în topul preferințelor mele, dintotdeauna preferând eu alte arome. De exemplu, îmi plăcea foarte mult prăjitura măgura, din care mâncam când eram mică, mamă, nu știu, câte 5 deodată dacă se putea, dacă aveam, nu prea aveam, asta e, dar dacă s-ar fi putut, cred că aș mânca 5-10, îmi plăcea foarte, foarte mult. Romul însă niciodată n-a fost în topul preferințelor mele personale. Însă, ținând cont contextul și m-am zis să-mi trebuie ceva autentic pentru România, mă gândesc că asta înglobează tot ce trebuie. Și m-am foit-o pe acolo, pe la tarabele alea, prin San Plața, unde am fost. Erau multe, foarte drăguțe majoritatea, cu tot felul de lucrușoare interesante, cu șosete, coșulețe, decorațiuni de tot felul. Doar că, așa cum am zis, îmi trebuia ceva care să fie 100% autentic românesc. Și am zis, băi, ia, trebuie să iau o ie până la urmă. Acum risc să nu-i vină. Dacă îi place, dacă nu, asta e cu totul altceva. Dar eu nu știu cum arată persoana asta, prin urmare, există posibilitatea să nu-i vină. Nu știu dacă e făcut în România, mă cam îndoiesc să fiu sinceră, cu toate că pe etichetă zice aici, dacă vedeți voi, măr, se vede? Dacă vă lasă lemon care în capul vostru, măr IE. Doar că undeva tot pe etichetă scrie ceva de un ind, care a venit de la India, nu știu ce să zic, însă mi s-a părut că e destul de ok și mi se pare frumoasă. Na.
și e de acolo. Cât s-o pricepe, dacă o aprecia, habar n-am, însă în ce mă privește, m-am gândit că e cel mai bine. A depășit un pic bugetul, dar o lăsăm așa, n-are nicio importanță, 15 euro, care cum? 15 euro a fost cu totul și cred că este suficient. Mai erau undeva niște păpușele care tot așa mi s-au părut mie interesante, doar că nu aveau portul specific românesc, știi? Și am zis, bă, decât să o dau evaziv așa să nu înțeleagă, mai bine merg la sigur, rom, cu ie. Și am terminat povestea și am isprăvit și am luat ce trebuie și am bifat secrețenta. Deci, în principiu, cu astea m-am întors. Acum, haideți să mergem la bucătărie, pentru că se petrec acolo niște chestii gastronomice. Mi-e foame de crăp, că n-am mâncat nimic la târg, îmi doream și un măr cu scorțișoară, însă nu mai aveau. Era cam singurul lucru pe care puteam să-l mănânc și eu acolo și, bineînțeles, că n-aveau. Ce pregătiți aici, domnul Masterchef? Un amestec de legume mexicane. Am învățat în Mexic de la un bucătar renumit. Da, Soto. Clar, nici nu le-ai cumpărat din Cora. Gata, făcute ce mai le pui în tigaie. Lângă șnițele de la Verdino, parcă sunt astea, foarte bune. Sunt mai multe branduri care fac, dar astea de la Verdino mi se pare excelente. Și văd că ai pus ulei acolo? Nu, e de la ele. E de la ele? Ok, mie nu-mi place cu ulei. Am chestia asta că nu-mi place să mănânc cu ulei. Da, vă rog, continuați, foarte bine. Un măr cu scorțișoară, dacă se poate? Da, de îndată ce Apple va lansa ultimul model. Așa, că rămăsesem la mărul cu scorțișoară. Singurul lucru pe care l-am văzut acolo și putea fi mâncat și de mine, deși există șansa să mai fi fost și altele, însă n-am văzut eu, că era destul de aglomerat, dar singurul pe care l-am văzut era acest măr cu scorțișoară. În rest, mă gândesc că ar fi fost ceva castane, dar n-am văzut eu. Și ne oprisem la taraba cu mărul cu scorțișoară, stăteam la coadă, cum erau niște persoane în față, când am auzit pe cei dinaintea noastră cerând exact același lucru și vânzătoarea le-a zis, nu mai am mere. Așa că am plecat, niciun măr cu scorțișoară. Ca idee, mărul cu scorțișoară costa 10 lei. Bucata. Porția de cartofi prăjiți, 15 lei. 8 cent. Da. 8 cent. Adică înțeleg ideea de târg, înțeleg că lumea trebuie să se scoate cheltuielile, dar totuși. Da. Eu sunt curioasă cât era porția, că n-am văzut. Adică ce spunea de 15 lei? Bine, spune-le și cât era un hot dog, adică 25 de lei. Asta mi s-a părut cel mai grav, 25 de lei costa un hot dog. Ceea ce e mult. Înțeleg că sunt costurile de chirie, probabil, că plătesc oamenii care stau acolo, de le vine rău pentru cașcarabeta aia unde vând diverse. Și să stai în frig și ori fi venind și de departe, poți să înțeleg chestiile astea. Dar dacă stai să calculezi cât costă să-ți faci un hot dog acasă, nu știu, un hot dog, uite, dacă îl iei de la Ikea, cât e, un leu 50, 2, să zic, cam atâta cred că vine și dacă ți-l faci tu acasă. Cu indulgență, fă un leu 50 să te coste materia primă, ca să zic așa. Hai zi 2,50, poftim. Oricum, de 10 ori mai scump. Langoșii sau langoașele, după cum discutam mai devreme, cred că tot 10 lei erau. Poale în brâu, 10 lei. Vinul fiert, ai idee? Ai văzut? Super, m-am mutat. Da, n-am văzut. Dar se poate unul de 2 lei de zi. Ne zic că nu e adevărat. Tot felul de... M-am lăsit să fac o sticlă. Da, uite. Tot felul de dulciuri, turtă dulce, prăjituri de nu știu care fel, cozonaci mai erau. Ce am mai văzut? Am mâncat o poală în brâu cu 10 lei. Păi asta zic, poală... Știi că ți-ai luat tricou pe dos, nu? Uite ce bine ți stă eticheta. Da. Cauza ta, da, nu? Cauza mea, da, normal. Erau tot felul de lucruri. Cred că era concert Zdob și Zdob. N-am văzut foarte clar cine cânta, dar după voce mi s-a părut că Zdob și Zdob era. Bineînțeles, n-am voie să introduc, da. Bineînțeles că n-am voie să introduc nimic aici pe YouTube ca să auziți și voi, că mă iau ăștia imediat. Nu vă spun că în primul vlog, deci primul vlog măs, undeva pe la minutul, cred că 13, se aude pe fundal un colind de când eram acolo la Maison 36 unde am filmat intro. Și eu nu mi-am dat seama la momentul la care am montat vlogul respectiv, nu mi-am dat seama că YouTube se va sesiza de bucata aia și că mă va atenționa. Cum funcționează la ei? V-am zis, pentru orice fel de... Ok, rumbul care mi-a unat la geam. Pentru orice fel de melodie care e din asta cu copyright, cu drepturi și așa mai departe, nu poți să pui nici bătut, nici cum, nici cum. Și eu n-am auzit chestia aia pentru că era cumva în surdină și pe fundal vorbeam eu cu Iuliana și efectiv n-am sesizat-o. Și înainte să postez vlogul respectiv, primesc notificare de la YouTube că la la la, că ați încălcat regulile, eram, what? Eu? Adică eu sunt super atentă la lucrurile astea și am grijă întotdeauna și plătesc abonamente de-mi vine rău la muzica aia pe care o auziți voi pe
toate vlogurile, e luată legal, cu drepturi, cu subscripție, cu toate cele, adică plătesc pentru ea. Și tocmai eu să mă trezesc cu prostie asta, nebunisem când am auzit că reclamație și am încălcat nu știu ce. După aia puteam să tai bucata efectiv, puteam să fac asta în editare, dar deja l-a pluadasem și nu mai aveam cum, așa că l-am lăsat, zic, asta e, dacă îmi zice cineva ceva, o să le spun, frate, n-am vrut, efectiv nu mi-am dat seama, că oricum nu se auzea bine, măcar dacă aș fi pus, o să fi fostată cap-coadă, să se audă Mariah Carey acolo cum cântă ea. Miau, miau. Miau, miau. Și să zică tot ce vrea ea de Crăciunul ăsta. Uite, revenind, deci era concert Zdob și Zdub, aglomerat, multă lume, deși suntem, a, nu, că e weekend, de nici nu mai știu în ce zi a săptămânii suntem, dacă mă credeți, de când am început vlogmasul pentru mine trec, adică nu mai e la mine luni, marți, miercuri, joi, la mine e ziua 1, ziua 2, ziua 3, ziua 4 și așa mai departe. A cincea zi de weekend, cum ziceam. Exact, da, mă zicem clasic în viață. Da, era aglomerat, era lume, un fel de burniță, așa, nu știu ce era prostia aia ce curgea, mă rog, o precipitație, nu era zăpadă oricum, dar am rezistat eroic în paltonul meu, atât cât am stat, ne-am învârtit pur și simplu că voiam să văd care e atmosfera, care e situația. Nu mi s-a părut îngrozitor, doar că trebuie să te îmbraci gros din start, pentru că e totuși destul de frig și să ai bani la tine. Nu e cu intrare, cu bilet la intrare, dar îți trebuie niște bani totuși acolo ca să poți să-ți iei una alta. Nu știu, poate, da, și rumbu, ar vrea și o gugoașă sau ceva. Cred că vrea atenție, super, un pic de atenție. Nu, una cu șoricei, o poală în bruc cu șoricei. A, dar erau de-astea, pastramă, de nu știu care fel, caltaboși, da, ce să zic, fiecare cu ce îi place, mirosea. Adică era mirosul ăla de, în fine, nu mai zic, fiecare după cum consideră. Mă uitam așa și înguind la niște cozonaj, niște chestii, dar chiar mi-aș fi dorit un măr. Când am văzut merele alea, chiar mi s-a făcut poftă și în seara asta nu mai e cazul pentru că mexicanul din dotare a făcut amestec mexican cu cei acolo, dar mâine, mâine vreau măr. Spuneți. Dar nu vorbim de mărul vegetar, nu? Cazul în care nu sunteți familiarizate cu Maru Gagicaru, eu am mai introdus o referință cu câteva săptămâni, o lună, când am făcut vlogul ăla de la Zăba la Zabola. Exact. Și i-am pus poza pe acolo. Nu știu dacă ați înțeles care a fost gluma, care a fost poanta, dar există acest personaj. Înțeleg că a fost popularizat pe TikTok. Și cum eu nu am TikTok, am primit această referință de la cineva care are. Și înțeleg că este mare hit pe TikTok cu acest Maru Gagicaru. Și care... Maru Gagicaru, evident. Ca așa vrea el. Ca așa vrea el. Și asta zice Gagicaru, ca așa vrea el. Și face așa din mână, nu? Nu face așa? Sau doar zice? Nu, eu fac. Să asta. Da, da, da. Deci există acest Maru Gagicaru. Cool. Da, deci ce să zic, să vă îmbrăcați groși, să aveți bani la voi. Altfel e drăguț, nu mi s-a părut rău. Era și roata aia uriașă, dar eu nu mă urc în aia nici bătută pentru că rău de înălțime, de adâncime. Deci n-ai cum să mă corup, să mă urc acolo, doar dacă, nu știu, e pisici pe undeva, căței sau ceva pupabil într-o cașcarabetă din aia, altfel nu. O să mă urc acolo, așa că am ratat. Mai era undeva o mașină de epocă, un camion roșu din ăla frumos, care arăta super bine și te puteai poza liniștit cu el. O Sania am văzut cu instalații cu beculețe și pe total arăta bine. Cu zurtele. Da? Na. Ca să știți toate aspectele date. Bun, să aveți toată. Mâncăm și noi și poate mai și schimb între timp. Rumbu poate termină cum iau unat-o. Cred că am să vă pisică ceva la ce Dumnezeu îmi iau un acolo. Rumbu! Rumbu! E ceva pe geamă. E ceva. Rumbu! Să ai moșcă ceva pe vas. Da, cred. Am de machiaj și eu și ce bine mă simt că am îndepărtat tot machiajul ăla, că era de multe ori retat, 14-16 ore, nici nu mai știu, mult. Și pentru cineva cu tenul meu să stea atât cu fond de ten pe față, clar, nu mai arată bine, adică nu cum arăta dimineață. Și acum mă simt minunat. Mi-am luat uniforma de serviciu, Poirot, pe picioarele mele aici stă cu mințel, și am schimbat un pic decorul în spate, pentru că mâine, dacă o-i putea cu niște lumină cât de cât decentă, mâine vreau să filmez, măcar să încep, pentru ghidul de cadouri, ăla mare, deci nu ce-am postat astăzi. Pentru ghidul de cadouri la mare și am zis să fie puțin diferit, să nu arate exact la fel. Și am înlocuit fundalul pe ăla roșu, l-am înlocuit cu ăsta albastru și am mutat cadourile alea de acolo. Am zis că un soldățel undeva așa cu alb, cu auriu și niște cadouri, cred că unul, două am lăsat acolo, sunt suficiente. Nici nu vreau să încarc foarte mult. Dar mă gândesc că niște detalii din astea, niște tușe diferite, ar trebui să fie drăguțe.
și mâine de principiu vreau să filmez părțile alea în care se vede efectiv produsul, știi, ca voi să puteți observa exact detaliile lui. Și o să fiu acolo, uite că am lăsat paleta pe masă, o să fiu acolo, o să vă arăt fiecare în parte și de săptămâna viitoare, când sper să-mi ajungă pachetele la timp, de săptămâna viitoare fac și partea aia de vorbire în care stau jos și după aia le lipesc, eu le contopesc, mă rog, cunoașteți sistemul. Eu acum mai am de montat vlogul ăsta, cărui încheiere o fac acum vorbim cu voi, dar am zis să desfacem și noi calendarele advent. Pentru că ieri fiind, cât vedeți voi, ieri fiind cu Secret Santa, n-am desfăcut niciunul și deja avem două zile. Și pe lângă asta, voiam să vă zic că au venit două pachete. Unul dintre ele, fiind de la The Body Shop, fetelor, mi-au trimis un calendar advent, pentru care le mulțumesc foarte mult. Că ei au fost în fiecare an nelipsiți în vlog măsurile noastre, anul ăsta nu mi-au trimis. Și, na, sănătate, bucurie, mulțumesc. Dar m-am trezit cu pachetul acasă și m-am bucurat așa când l-am văzut, că zic, ah, uite cât de tare a ajuns la mine și n-a uitat. Și apreciez, chiar mi se pare foarte frumos din partea lor că au fost întotdeauna aici. Ăsta este calendarul advent, nu este la fel de mare ca cel din anul trecut, cred că ăla a fost căsuța aia superbă cu ușițe, dacă vă amintiți. Dar asta pentru că am înțeles eu, ar fi doar 12 zile, deci nu e cu totul. Nu sunt 24 până la Crăciun. Oricum, e mai mult decât binevenit, deci nu o zic cumva cu reproș, din contră, chiar cu apreciere și recunoștință. Și vreau să vă arăt cât de frumoasă este cutia, dar stați să-l așez un pic. E vorba de ceva albastru și scrie acolo, mă rog, e foarte mult text, dar zice așa, tradus în limba română, dragă Moș Crăciun, Crăciunul ăsta, îmi doresc o lume în care putem crede în viitor. O lume în care vocile noastre sunt auzite, o lume în care înflorim în comunitățile noastre și o lume în care trăim în armonie cu natura. Tărărărără, cutie cu dorințe și după aia la final scrie aici Love, Hope, adică cu dragoste, speranță. Foarte frumos. Ei dintotdeauna au avut mesaje din astea încurajatoare și foarte multe cartoline de pe spatele produselor ce erau în vlogmasul de anul trecut, mă rog, în calendarul advent pe care vi l-am arătat în vlogmasul de anul trecut, erau cu astfel de idei, erau ba sugestii de cum poți să ajuți comunitatea ta sau niște mesaje încurajatoare pentru femei. Era foarte empowering. Nu-mi place să folosesc cuvântul ăsta, dar nu am în limba română un echivalent și din păcate, vocabularul meu nu este suficient de bogat cât să-i găsesc un echivalent corect, să merite 100%. Dar, mă rog, fără să mai bat câmpii, hai să desfacem și noi astea și, uite, că am vrut să vă arăt interiorul. Așa se deschide și e foarte, foarte frumos calendarul. Este superbisim. E în format din ăsta 3D, dacă puteți vedea voi acolo. Să știți că am păstrat toate cutiile de anul trecut. Sunt la mama pe undeva. Și evident că va ajunge și ăsta tot la ea. Așa că, hai să procedem. Dacă asta este ziua 4, avem vreo 4 de desfăcut de aici și după aia intrăm și în Douglas și mai am încă un pachetel cu niște lumânări pe care mi le-a trimis o prietenă ce s-a apucat să facă lumânări și vreau să vedem cum sunt. În afara faptului că miroase coletul de puah, fabulos, fabulos. Bun, hai să vedem. Ar fi o dată, uite, pentru 1 scrie aici Box of Wishes. Ceva cu o numărătoare inversă până la Crăciun, tarara, să fim o forță a binelui, foarte frumos întotdeauna. Avem aici un gel de duș cu căpșuni pentru toate tipurile de piele. Foarte mișto, îmi plac mult produsele de corp, miroase minunat, de la The Body Shop, creme, unturi, întotdeauna au fost ok. Eu cu produsele cosmetice, alea de machiaj, nu prea mă înțeleg la ei și am exprimat asta în repetate rânduri, în clipurile cu favorite, cu nefavorite sau așa. Prin daily-uri, acolo nu sunt potrivite pentru mine, dar astea pentru corp întotdeauna au fost minunate. Deci ăla a fost unul, stați să-l și punem la loc. Pentru ziua 2 avem aici. Le iau pe rând pentru că nu mai știu să le așez la loc, dacă le scot pe toate deodată. Pentru ziua 2 avem cremă de mâini, cred că e asta, cu trandafir British Rose, mamă, preferatul meu în toate produsele cosmetice mor când simt astea care miros la trandafir. Hai, divin. E pe picioarele mele, da, mamă? Așa. Mai departe, pentru cea de-a treia zi, avem cutia asta. Unde? Unde? Balsam de buze trebuie să fie. Nebunie. Born Lippy. Balsamurile astea de buze, foarte drăguțe sunt și v-am mai povestit de ele multe de-a lungul anilor. Și mi-amintesc, uite că mai am unul aici. Acum îl văd. Uite, ăsta e mai vechi și ăsta este cel pe care l-am scos din cutie. Mi-amintesc foarte mult de alea de la Oriflame, în cutiuța rotundă,
pe care le știu de când era mama reprezentant la Oriflame acum aproape 30 de ani și le vedeam prin casă și eu îmi imaginam cumva că sunt pentru mine, că erau în formatul ăla foarte mic, sigur le știți, deci că erau pentru păpuși. Și întotdeauna am considerat că alea sunt pentru mine, să mă joc eu cu ele. Nici nu îmi dădeam seama pe vremea aia că de fapt sunt niște produse cosmetice și sunt pentru oameni mari. Deci, mă rog, ăla poate folosi și de copii. Și am ajuns și la ultimul, cu numărul 4. Iar de mâine revenim la normal. Deci, luăm măsă numărul 5, îl desfacem așa cum trebuie și le luăm gradual. Dar acum, ca să recuperăm, avem aici ceva textil. Ce e asta? Lufă? Da, cred că e o lufă. A? Zic bine? Plastic bags. Ah, nu, cred că e o punguță. Dacă vedeți, voi e un material așa ca un fel de milieu, probabil făcut din ceva fibre de astea naturale, că ei sunt super. Da, și scrie Natural Plant Based Fiber. Din materiale din astea foarte curate, naturale. Mulțumim încă o dată foarte mult Z Body Shop. Și pentru calendarul din Douglas, dacă v-ați uitat la vlogmas cu numărul 2, ați văzut ce conținea și m-am bucurat maxim că l-am desfăcut. Pentru că ce se afla acolo, treaba asta, nu e o oglindă, cum am gândit eu inițial, ci sunt șervețele din alea matifiante. Și pentru un om ca mine, ce spuneam mai devreme, că eu nu pot să stau 16 ore, 14 ore cu machiajul pe față pentru că nu mai arată bine, pentru un om cu tenul meu, cu tenul foarte gras, genul ăsta de șervețele matifiante sunt minunate, că mă ajută să-mi retușez pe parcursul zilei machiajul. Și eu mai am unele de-astea, cred că de la Sephora sunt, de la Douglas n-am avut niciodată, așa că sunt mai mult decât binevenite. Practic, tapotez pe față, pe acolo pe unde lucește, tapotez și arată mult mai bine după. Pentru că absoarbe foarte mult sebumul ăla. Și sigur, poți să faci chestia asta și cu niște hârtie igienică sau hârtie de orice fel. Dar astea sunt speciale pentru absorbția grăsimii și, nu știu, mi se pare bine și arată și un pic mai bine decât un sol de hârtie igienică. Dar pentru astăzi, Douglas-ul, uite-l, avem, deci 3-ul, uite-l aici. Și să scoatem și pe ziua 4. Ah, este o ojă într-o culoare foarte similară a ce am eu deja pe unghii. Chiar trebuie să mă duc săptămâna viitoare sau peste 2 săptămâni, nu știu exact, la programare pentru, cred că peste 2 săptămâni totuși, pentru că au început să crească puțin tel. Culoarea e mai închisă decât o vedeți voi acum, dar am crescut eu luminozitatea mult, că fiind noapte și beznă, înțelegeți, da? Uite ce similară e a ce am eu pe unghii. Foarte frumoasă nuanța. Și pentru 4, uite-l aici, ăsta ar fi 4, ia să vedem ce conține. Voi ce calendar advent aveți? Am văzut la Dari, care unul, Dariana, are unul foarte frumos de la Yves Rocher și scoate tot felul de minuni din el. Și bineînțeles sunt alea de lux, de altă isele, Dior, care arată într-un mare fel, dar n-am pus mâinile pe vreunul și nu știu cum sunt exact. Dar sunt curioasă ce folosiți voi, dacă aveți calendar advent, chiar mi s-ar părea drăguț de împărtășit dacă ați găsit vreunul să merite. Și avem aici o pensulă, cred că este pentru fardul de ochi, tot marca proprie Douglas, foarte ok asta. Uite, chiar o să o scot și o las acolo ca să o folosesc. Pentru călătorii, mă gândesc, e mai mult decât ideală. Și elegant, așa, cu roșu, n-am nicio pensulă roșie. Deci, perfect. Am ajuns la zi cu astea și acum hai să vă povestesc cu lumânările. Am acest pachet minunat care mi-a fost trimis de o prietenă pe care ați văzut-o voi dacă ați urmărit vlogurile mele de acum 2 ani, deci nu vara asta, vara trecută, când am fost eu pe Via Transilvanica. Și printre oamenii foarte mișto, cam toți care erau acolo, era și Emilia. Emilia Morariu, care are un cont de Insta unde vorbește în principiu despre țara noastră și locuri frumoase, călătorii de fapt. E foarte mult orientată pe zona asta de travel și face niște lucruri foarte frumoase și mie îmi place mult de ea. Dacă vreți să o urmăriți, emilia.morariu, exact așa. E o tipă foarte ok, foarte prietenoasă, super, super, super de treabă. Și vedeți lucruri frumoase la ea, e doar pe zona asta. Și s-a apucat recent să facă lumânări și a deschis încă un cont de Instagram și are afacerea asta care se numește Kaya Candles, Kaya cu capa, Kaya. Și mi-a scris într-o zi să-mi spună, băi, aș vrea să-ți trimit ceva, să vezi cum sunt produsele pentru brandul ăsta. Și bineînțeles că am zis, da, normal, că oricum le văzusem și arătau foarte bine, i-am dat și follow acolo pe cont, că e un business la început și mi se pare firesc să susții prietenii și oamenii care sunt dragi. Și mi-a trimis chestia asta și n-am apucat să o desfac. Vedeți că are și ambalajul aici, stickerul ăsta unde scrie Hi Beauty, you have been expecting me, open me, după care în partea de jos scrie Thank you și have a nice day. Hai să vedem dacă reușesc să-l desfac fără să îl rup în vreo formă și dacă reușesc să-l desfac și fără foarfeci, că n-am deloc la îndemână. Ba, știți cum miroase? Mama, nebunie. Asta e conținutul. Și n-am într-o, ia, Candle Care Card.
scrie în limba română. A, și mi-a lăsat și, uite mă, mi-a lăsat și bilețel scris. Zice așa: Draga Andreea, știu că ești o iubitoare mare de lumânări și mă simt onorată că ai acceptat să primești în casa ta câteva din lumânările cărora le-am dat viață sub numele Kaya Candles. Kaya semnifică puritate și mi-am propus ca prin cele mai mici detalii să încerc ca tot ce creez să fie cât mai prietenos cu natura. De aceea am ales ceara din soia, ambalaje sustenabile cu un conținut cât mai redus din plastic. Așa cum tu reușești prin conținutul tău unic și ideile creative să ne surprinzi, m-am gândit că prin ceea ce găsești în acest colet să-ți aduc puțină bucurie. Creațiile mele nu sunt frânturi de epocă, însă sper să-și găsească locul în decorul casei tale. Emilia. Foarte drăguț. Foarte, foarte drăguț. Și mi-a scris asta pe pancarta sau, nu știu, cartolina, unde sunt instrucțiuni pentru lumânări. Uite, verifică arderea corectă, arderea eficientă și controlată. Pentru a evita arderea, nu atingeți lumânarea, maximizați mirosul, ține ferestrele și ușile închise, nu lăsa niciodată lumânarea prinsă nesupravegheată, ține lumânările în siguranță, departe de copii și animalele de companie. Nu știu ce să zic aici, dar o să fac tot posibilul. Deci sunt tot felul de instrucțiuni pe partea asta, ceea ce mi se pare foarte bine. Conținut, uite așa, aici cu un sticker, care e candle. Hai să vedem ce ne-a trimis nouă Emilia. Mamă, multe! Deci sunt astea 3... 4, 8, 5, doamne, cât ai trimis mă, 4, mă, 6, ăsta e brăduț clar că îl simt, vai, arată tare, tare bine și miroase minunat, păi dar nu ți-e milă să le aprinzi pe astea? Cum Dumnezeului să le aprinzi că sunt așa frumoase, că se strică? Mama, spune tu, nu ți-e milă să le aprinzi? Și mai este și asta mare, pe care hai să o desfacem și este un borcan din sticlă. Doamne, miroase senzațional și scrie Festive Spirit. Dacă vedeți voi acolo, cu un fond foarte drăguț, lumânare turnată manual, 270 de grame, 60-65 de ore timp de ardere. Fitilul, dacă vedeți, nu e din ăla clasic, nu mă pricep, deci să nu zic vreo prostie, e un fitil, chestie lunguiață așa, pe orizontală mai degrabă. O să le aprindem și vedem noi cum sunt, dar mă gândesc, poate le includ chiar un ghidul de cadouri ăla mare. Poate ar fi o idee interesantă. Știu că vă plac brandurile românești și sunt multe care fac lumânări. V-am mai vorbit, slavă Domnului, și în video pe care l-am făcut doar cu branduri românești și întreburile tomnatice v-am vorbit. În favorite nu mai știu. Dar sunt destule. Chiar avem. Mi se pare că piața din România oferă mult pe partea asta de lumânări și business-uri locale cu produse din ceară. Alt brăduț drăguț. Sper că nu s-a copit. Le-am ținut, din păcate, fără să-mi dau seama, în apropierea caloriferului, dar nu, e întreg. Uită-te tu cât de frumos este ăsta mic, mă, da să vă pun un focus. Și ce minuțios e lucrat cu fundița aia roșie acolo, mi se pare adorabil. Foarte, foarte drăguțe sunt, dar mi-e milă de ele, mi-e milă să le aprind. Cum să aprind așa ceva? Sunt senzaționale și miroase așa de bine. Aici am un fulg, ce scrie? Snowflake verde, festiv. Aici am... A, astea sunt alea în formă de coloană care, mamă, da, cu asta clar nu aprind. Asta este superbă. Uită-te tu, coloană de asta de, nu știu cum să-i zic, romană, grecească, dar este superbă. Tot așa cu fundiță verde, dar pune bre focus pe ea, nu pe ochiul meu, nu pe ochi. De cuvertele ăla, da, asta clar rămâne întreagă, senzațională. Asta îmi place cel mai mult până acum, pentru că pot să folosesc în tot timpul anului. Brăduții sunt mai de Crăciun. Dar aia pot să folosesc în tot timpul anului. Mai am aici încă un brăduț din ăsta alb, similar celorlalți. Uite așa, tot cu fundiță verde. Și ultima este încă un fulgișor roșu. Foarte, foarte frumos și el. Snowflake Bordeaux. Divin. Toate miros foarte, foarte bine. Și mulțumesc tare, tare mult, Emilia. Sper să meargă treaba, pentru că arată bine, miros bine și sunt sigură că ce faci tu, ce iese din mâinile tale, n-are cum să fie decât top acolo. Și cred că o să încep cu asta. Asta o să fie prima pe care o aprindem chiar acum, astăzi seara. Bun, noi aici încheiem ziua 4 de Vlogmas, care sper că v-a plăcut, că ne-am lămurit un pic cu târgu în cazul în care era vreo curiozitate pentru voi. Și o să ne vedem zilele viitoare cu program normal. Mâine, chiar după ce termin de filmat cu povestea asta, vreau să merg la Jumbo Jumbo. Să văd care-i treaba acolo. Și știu că toată lumea se duce și este nelipsită în Vlogmas și de-a lungul timpului am întâlnit așa niște chestii că, bă, toată lumea e cu Jumbo. Știu, dar știu pe de altă parte că vă place și știu că îmi place și mie. Și aș vrea să facem vizita asta, mai ales că eu nu mă duc chiar atât de des, adică o dată de două ori pe an, cam ăla e
poate ocazional, să zici de 3 ori pe an, dar nu sunt toată ziua acolo și în principiu aș vrea să văd cam care este situația. Nu vreau globulețe, că deja bradul e făcut și nu e cazul, dar poate găsesc câte ceva interesant pe acolo și știu că vă place și vouă, mai ales că nu are toată lumea în oraș Jumbo Jumbo. Așa că, în principiu, cred că de asta ne vom ocupa maniana. Dificios multos, mulțumesc că v-ați uitat la vlogmasul meu și noi ne vedem mâine, de la ora 7. Pa! Baby, this...